Așteptăm semnale pentru că la fiecare dintre reprezentanții pe liste a partidelor am transmis prin adrese oficiale înregistrate, deci un lucru foarte serios, noi l-am și semnat deja. Este foarte simplu și profund constituțional, zic eu, că ar trebui să, ca toate partidele să aplice acest, semneze acest pact pentru a da un semnal că noi trebuie să respectăm Constituția. Trebuie să începem de undeva. Pact pentru reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale. Partidul Mișcarea Populară propune candidaților care deschid listele celorlalte formațiuni politice din județ la alegerile parlamentare un pact pentru reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale în perspectiva ciclului legislativ 2020-2024. Ținând cont de faptul că la referendumul din 2009, 83,81%, deci o majoritate mai mult decât solidă, aproape dintre români s-au declarat de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane, având în vedere că, potrivit ultimei cercetări al BCS, 90% dintre români vor eliminarea pensiilor speciale și reducerea numărului de parlamentari la 300. Luând în considerare faptul că toți politicienii cer românilor să facă sacrificii pentru a trece prin criza pe care o traversăm și zic eu că necazul este chiar și mai mare, pentru că de ani de zile nu face nimic, sau așa se vede, cel puțin pentru marea majoritate a populației. Partidul Mișcarea Populară cere clase politice să dea un exemplu, să-și reformeze instituțiile și să înceapă chiar cu cu micșorarea Parlamentului și cu eliminarea pensiilor speciale pentru politicieni. În acest sens, propunem candidaților celorlalte partide semnarea prezentului document prin care viitorii parlamentari ai județului se angajează să susțină la nivel legislativ, dar și politic în cadrul propriilor formațiuni, reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale. Experiența trecută ne arată că bătălia politică de la nivel local exportă la București, păstrarea parlamentarilor în zona democrație politică, au ținut județul și țara în loc. Dacă toate partidele politice din județ își dau mâna, dacă parlamentarii realizează că sunt înainte de toate în slujba cetățenilor și semnează acest pact pentru reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale, acționând unitar, la nivel parlamentar și politic, aceste proiecte mult dorite de români pot deveni realitate în următorul Parlament. PMP lansează această invitație către toate partidele politice din județ și își exprimă speranța că, în următorii 4 ani, toți politicienii din județ vor acționa pentru binele comun al celor care îi trimit în Parlament. 17 noiembrie 2020.